Vindeți toate, deci vindeți toate și urmează mie. Adică ia-ți crucea ta și vină după mine. Ce consemnă Evanghelia? Că a făcut tânărul așa ceva? Nu. S-a întristat și așa întristat s-a întors la casa sa. Întristat pentru că nu era interesat de viața de veci și a pus o întrebare capcană și a căzut în ea și era proverbul popular, dacă tăceai filozof rămâneai. Întristat că omul nu se poate lepăda de avere atât de ușor cum credem noi, dar întristat și de altceva. Și aici trebuie să fim atenți și așa m-am gândit eu azi în câteva cuvinte să punem accent pe treaba asta. Uneori, ce numim noi avere? Un gard, o casă, o mașină, un cec sau niște copii realizați sau un curs de realizare. Asta e munca pentru care omul se zbate și serviciul care îl face. Să presupunem că acestea sunt lucruri trecătoare și auxiliare, deci nu avem nevoie de ele în planul de mântuire. Deci casa asta e în ea să nu-ți fie frică, așa spune, cum grijești de suflet, să grijești și de trup. Banii nu sunt necesari, dar asigură schimbul altor mărfuri și trebuie să muncești, că a spus Pavel, nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, cel ce nu lucrează nici să nu mănânce. Și tot în Sfânta Scriptură spune, nu vă grijiți ce veți mânca și ce veți bea, că Dumnezeu vă va da vouă, priviți la păsări, la crini, țarni și așa mai departe. Dar ce vrea să scoate în evidență? Că viața de normalitate nu stă împotriva actului de mântuire. Să nu credeți că dacă cineva are două mașini, n-are șansă să intre în rai, sau cineva dacă are numai căruță, nu intră în rai, sau cineva dacă n-are nici căruță, nici mașină, n-are șansă de rai. Nu! Raiul este și a celui cu mașină și a celui fără mașină. Și a celui cu bani și a celui fără bani. Dar și iadul la fel. Iadul poate fi și a celui cu bani și a celui fără bani. A celui cu bani, că avem două pilde concrete consemnate în Sfânta Evanghelie. Unul și-a mărit hambarele și a zis, bea, mănâncă și te veselește, de s-a pus pe chermeze. Așa se face de toamna până la Paște, de acum e vreme de iarnă. Și al doilea era atât de îngânfat de prost și de mândru că pe lângă că își făcuse o garderobă care depășise toate standardele universale de îmbrăcăminte, ajunsese să poarte manta din perișor de pește de mare, cum se cheamă visonul ăsta, care e un fel de purpură de pe coada unui pește, încât nu le interesa că și câinii mor de foame la poarta lui. Jăvrele, ogarii, străzii care noi îi grijim și le dăm o coajă de pâine din milă când trece pe lângă ei, el și pe ei neglija. Dar mite pe Lazar, cel care era plin de bube și câinii se hrăneau lingându-i lui răni. Deci până într-atâta mergea împetrirea minții lui. Dar tânărul de astăzi nu se știe dacă era de aceeași factură, deci dacă ajunsese la aceeași măsură, dar se vede că în momentul în care a fost chemat să se lepede de averi, mai repede s-a lepădat de Dumnezeu. Și unde întâlnim lucrul acesta? Îl întâlnim de acum în alte două ipostaze. Ipostaza numărul 1. Ce fel de oameni să nască în societate? V-ați pus vreodată întrebarea? Vă spun tot eu, ca cel care mă uit și vă văd din față. Dumneavoastră nu vă puteți vedea decât prin oglindă. Avem în societate așa, oameni frumoși și urâți. Și cineva va zice așa, părinte, dar ce înseamnă frumos și urât? Frumos înseamnă omul cu chip frumos din punct de vedere biologic, dar la fel de bine frumos înseamnă și omul lăuntric sau plăcut, care nu contează cum arată, dar ți-i drag să stai de vorbă cu el. Urât înseamnă omul cu chip urât din punct de vedere biologic, cu un semn, cu o malformație, cu, mă rog, câte a lăsat Dumnezeu. Dar poate fi urât și din punct de vedere sufletește, o lepră, un libidinos, un scârbos. Și atunci el este tot urât. Și acum Dumnezeu spune așa, că noi trebuie să adunăm bogăție. Care sunt cele trei daruri ale bogăției care le dă Dumnezeu omului? Ce a cerut Solomon când a vrut Dumnezeu să-i dăruiască toate ale pământului? Cea mai mare bogăție, înțelepciunea.
Asta este prima bogăție pe care tânărul din Evanghelia de astăzi o avea. Era înțelept, dar era prost. Țineți minte. Știa legea, avea inteligență, era cunoscător, dar nu era împlinitor. Așa și în societate. Deci avem oameni bogați sufletește și avem oameni săraci sufletește. Avem oameni frumoși sufletește și urâți sufletește. De ce? Dacă spune prima poruncă că pe Dumnezeu să-L iubești din tot cugetul, trebuie să spui ca Grigore de Nisa: Doamne, pentru Tine trăiesc, pentru Tine exist, pentru Tine cânt. Dacă există om care iubește pe Dumnezeu cu adevărat, îl ai pe Apostolul Pavel, care spune: Doamne, nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci auzi ce spunea el despre dânsul. Și unde găsim asta? La Teoforul, la Ignate. Mâncându-i fiarele tot trupul și lăsându-i o grămadă de oase, au constatat ighemonii că a rămas inima jos. Inima e un organ care este plăcut fiarelor sălbatice. Nu s-au atins de ea. Și atunci au avut ideea să o despice cu sabia, în ideea că nu o poate apuca animalul cu gura. Și ce era implementat pe jumătate și pe cealaltă jumătate? Imaginea lui Iisus Hristos și semnul Sfintei Cruci, deci jertfa învierii. De aici se spune Teoforul, purtătorul de Hristos, de Dumnezeu. Iată, deci aceasta este inima de care are nevoie Dumnezeu. Deci asta e iubirea de care vă spuneam, din tot sufletul și din tot cugetul și din toată ființa. Deci cu toată ființa cum trebuie să-L iubești pe Dumnezeu? Simplu. Luăm o singură măsură. Și cum stătea Avram? Și cum stătea Avram în ținuturile sale? A auzit un glas: ieși din casa tatălui tău și du-te unde îți voi spune eu. N-au luat temeliile, actele de proprietate, contractul de vânzare, cumpărare, cheile de la mașină, magazin încuiate, pază, obiectiv, militari, mitraliere, camere de luat vederi. Nu. A ieșit cu mâna goală și s-a dus de nebun. Și unde s-a dus? Într-un alt ținut, în ținutul Ur. Și ce a făcut acolo? A stat și iarăși a colindat și în final, când a venit la Mamvre și s-a stabilit unde avea și oi, și slugi, și soție, și slujnică, și tot ce avea nevoie, s-a arătat Sfânta Treime. A stat la masă, la casa lui Avram, pentru ascultarea lui desăvârșită. Și ce a făcut? L-a făcut bogat, tata multor neamuri. Dar cum l-a făcut? Dăruindu-i femeii celei sterpe pe Isaac, despre care Dumnezeu a considerat că nu e suficientă încercarea. Și a zis așa: ia pe fiul tău, urcă-te în muntele Moria și jertfește-l. Ce-ar face o mamă cu un singur fiu? Doamne, dar cum să fac prostia asta? Dar poate e de la dragi, poate nu e de la Dumnezeu. Cum să înjerfesc pe unicul meu fiu? Dacă aș mai avea unul sau o fiică sau așa, nu. Avram a făcut în felul următor. I-a povestit lui Isaac ce vrea să facă. Nu i-a ascuns taina. Și Isaac a spus: da, tată, fă mai repede și mai cu îndemână ceea ce ți-a cerut Domnul Dumnezeu. Deci iată, din tată sfânt și un copil sfânt. A pus Isaac lemnele pe asină, au luat asina de ață, au suit în muntele Moria, au făcut altarul de piatră, a pus lemnele și l-a pus pe Isaac. Și când se ducă cuțitul la gât, ce a spus Dumnezeu? Am văzut credința ta. Vreau să pun o întrebare, temă pentru acasă. Câți din cei noi de față am putea face așa ceva? Nu putem. Știți de ce? Dacă se duce băiatul la biserică, dar te-ai prostit, ai luat-o ca babele cu biserica. Dacă se duce la mănăstire, dar ce? Numai am eu, dar n-are ce să ducă. Deci asta e credința noastră prin care Dumnezeu ne verifică. Și l-a verificat și pe tânărul de astăzi. Când i-a spus: lasă toate și urmează mie,
O, Doamne, ești tu frumos, ești teoretic, ești interesant, filozofia creștină, vă spun o banală chestiune. Deschideți tembelizorul și urmăriți emisiunile de duminică, toate muierele, toate fițoasele, toate așa zisele artiste de carton, toate vorbesc cum s-au îndreptat ele la dreapta credință. De ce? Prinde la prostime. Prinde la oamenii fraieri și slabi. Vai, cum s-au îndreptat ele spre dreapta credință? Credința e o taină de suflet, nu de publicație în televiziune. Credința este o taină de har și nu se scrie în ziare. Credința este o taină de inimă și nu se spune la vecini. Nimeni nu știe cât ești de credincios sau de necredincios. Faptele tale o dovedesc. Și atunci, dacă nimic nu mai merge, hai să ne dăm toți cu biserica, că dacă mergi la biserică ai o imagine impresionantă. Hristos nu ne iubește de imagine. Hristos ne iubește că vrea să ne mântuiască. Și atunci ne cere un singur lucru. Dacă toate le-ați păzit din tinerețe și până aici a fost totul bine, lăsați totul și murmați mie. Ce înseamnă a urma lui Hristos? A pune capăt urei, a pune capăt răutății, a pune capăt păcatului și fără de legilor și a urma Evanghelia cea dreaptă a lui Hristos. Ce a făcut Maica Domnului când a fost chemată la mântuire? Avem două dovezi. La 3 ani a dus-o Iachim și Ana pe jos în templu și a alergat ca un fulg. A suit treptele templului lui Zorobabel și la 3 ani știa tot psalmii treptelor. Când aveai voie, așa era regula. Când se intra pe cele 12 trepte, trebuia la fiecare treaptă să pui un psalm. Catisma 18, aici vă spun eu, scrie acolo, psalmii treptelor. Ei, Maica Domnului știa pe toți și îi urca spunând acei psalmi. Câți copii știu crezul și tatăl nostru la 3 ani? Prea puțin. Vine vremea să-L poarte pe Hristos în pântece. Și ce face Maica Domnului? Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Câte femei ar putea spune, iată roaba Domnului? Stai un pic să vedem dacă este o circumstanță, nu circumstanța. Fapta, credința. Și de aia v-am spus, în Evanghelia de astăzi nu s-a pus accentul pe casă, masă, mașină, gard și vaca din ogradă. S-a pus accent pe bogăția sufletească. Cum ai știut să faci 4 facultăți, trebuie să știi să înveți și Evanghelia. Cum ai știut să faci 4-6 doctorate, trebuie să știi și Noul Testament. Cum ai știut să înveți cursuri la facultate, trebuie să știi și psalmii. Cum ai știut să înveți toată filozofia lumii și prostiile orientale și paranormale, trebuie să știi să înveți să te rogi, să faci mătănie, să te împărtășești, să te spovedești. Cum ai știut să te îmbogățești, să ai casă cu 20 de rânduri, să o împodobești frumos, să-i pui mobila cea mai de lux, designul cel mai de lux, varul cel mai de lux, perdelele cel mai de lux, florile cel mai de lux, ograda cea mai de lux. Trebuie să știi să te împodobești în suflet, să placi lui Dumnezeu la fel. Deci, astăzi, Evanghelia este una a iubirii de Dumnezeu pe măsura bogăției sufletești. Dacă vreți să vedeți cât de bogați suntem sufletește, cântăriți-vă singuri în conștiință și pe data viitoare la spovedit să spuneți cât de mult